Ivan și sprintul lui Norocea. Acum avansează și ceilalți coechipieri, Cernia Usca, Sfântul Marc, pune mingea jos, Andrei Marc blochează Ivan, atenție la această fază cu Taerba, o patru altele pe această fază a Craiovei, Bancu, Baia, primare care, Taerba, pasă lungă dată de Dumitraș pentru Ivan, se ajută și de braț de Leano Filip, jocul continuă. Andrei Ivan centrează, vine acolo pe Bancu, cel care a căzut după duelul cu Collins Fai. Baua, 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 mâncare, baua! Mai ales că oltenii pot face 2-0 acum. Zlatinski cred că s-a împăcat cu ideea că Bauab va executa cu stângul. Să vedem până la urmă cine trage. Bauab într-o poziție mai bună. Trage Bauab cu stângul. Gol! 2-0 pentru CSU Craiova. Prima reușită a lui Bauab în acest sezon. Pune punct tensiunii din finalul meciului cu CSMS Iași. Minutul 87. Bauab risipește emoțiile fanilor olteni. Iar da, Craiova începe această repriză așa cum a terminat-o pe prima. În ofensivă, probabil a fost ușor muștruliți la vestiare de Sorin Cârțu. Baliștii olteni întrează Băluță, probleme pentru Amadio, gol! Taher Baua, 1-0 pentru CSU Craiova. Iată că reușește să înscrie dintr-o fază fixă până la urmă. CSU Craiova au fost destul de periculoși în astfel de momente. Oltenii, o eroare totuși a lui Remo Amadio, cel care scapă balonul, profită iordanianul Taher Baua, a 8-a reușită stagională, îl egalează pe Nuno Rocea, care a dat-o Ionuț Larie. Mingea ajunge însă direct în brațele lui Bolgrădean. Încă o reluare cu șutul bombă expediat de Filip Biazvic. Cu mâna dreaptă a intervenit Bolgrădean. Bancu, ce pasă bună de Bancu! Baua, Baua, poate înscrie Baua! Bară gol! Dublă Taher Baua și iată Bancu își trece în cont un assist. Scorul capătă de proporții. CSU Craiova, CFR Cluj 3-0. Ajunge la 9 goluri în acest campionat iordanianul Taher Baua. A scăpat singur cu Remo Amadio. Mai întâi mingea a lovit de proporții, apoi a depășit linia. Liderul atacant al Craiovei să facă 2-1 pentru echipa sa. O deviere scurtă acolo, o reacție foarte rapidă a lui Andrei Ivan, mult mai rapid decât Vasile Maftei. A fost și o mână întinsă de Râmnicianu, el a fost cel care a deviat mingea în transversală. Baua, Baua, gol! Craiova! Taher Baua îl egalează pe Nuno Rocea în ierarhia golgheterilor olteni. 2-1 pentru CSU, care întoarce rezultatul după ce a fost condusă
cu 1-0. Acum e 2-1 pentru echipa antrenată de Sorin Cârțu și Emil Săndoi. Este mingea de acolo, dar intervine Mazzo, n-are ceva șansă, iar apoi alunecă Viveiros. Îi joacă o festă gazonul lui Nuno Viveiros. Rocea, șutul lui Nuno Rocea în blocaj lui Schwartz. Bauab, Bauab, continuă, trage Bauab, gol! Taher, Bauab 1-0, CSU Craiova, Universitatea Cluj, minutul 23. Un șut în forță al iordanianului Taher Bauab, cel care acum 2 minute a mai avut o ocazie. De această dată nu mai poate face nimic Veselovski. Sare acolo Iulu Matondo. Reușește să mențină posesia echipei sale. Foarte bună este intervenția lui Hergelegiu. Trecerea excelentă a lui Băluță. Pasa bună pentru Bauab. Gol! Gol Craiova! Fază fulger și Taher Bauab îl egalează în topul marcatorilor Craiovei pe Nuno Rocea. Finalizare cu sânge rece și Craiova trece în avantaj în minutul 57. Totul pleacă de la această minge gestionată. De bine respinge Rocea. Ungurușan. Din nou fundașul pandurilor. Ce greșeală a lui Ungurușan, deposedat de Băluță. Posibilitate de contraatac pentru CSU Craiova. Băluță vine la învăluire Nuno Rocea. Băluță dă bine drumul la minge pentru Nuno Rocea în fața porții Bauab. Gol! Gol Craiova! Bauab marchează cu exteriorul. O execuție de mare finețe, dar foarte sigură a iordanianului, care ne-a obișnuit cu goluri de mare efect. Dacă era poate un alt fotbalist, mingea putea să-i alunece pe exterior și să rateze, să asistăm la o ratare monumentală. Însă... Matu! Draga apărare a Ceahlăului și am consemnat prima ocazie a Craiovei în această întâlnire, o ocazie care a venit în minutul 4. Prima lovitură de la colț, Ferfelea, autorul ratării de mai devreme, centrează, respinge de la prima bară atacantul Ceahlăului Pavel. Minge reluată, acum în poartă și gol! Bauab! Face 1-0 în același minut. 4 Bauab trimite în poartă după centrarea foarte bună a lui Hergelegiu, o fază care pleacă de la Pablo Brandan. Foarte rapidă este deschiderea de scor aici la Craiova. Taher Bauab la al treilea gol pentru Universitatea Craiova în acest campionat. Degajarea lui Bornescu, a ieșit și el la atac, portarul Rapidului. Ultimul asalt al giuleștenilor, Dică pierde în fața lui Brandan și poate fi contraatacul care să hotărască soarta acestei partide în mod definitiv. Bauab rămâne la minge, Brandan, același Bauab, 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 încântător, Bauab, gol! Golazo! Taher Bauab face 2-0, indiscutabil golul etapei.
Execuție de mare finețe a lui Taher Bawab, jucătorul care a trecut pe la Real și Barça, marchează o adevărată bijuterie, al doilea său gol din acest sezon și golul care pune capăt acestei partide merită revăzută de mai multe ori această. Aproximativ 40 de metri. Reamintesc, până la această partidă marcase singură dată în campionat. Taher Bawab acum punctează de două ori. Tot el câștigă balonul. Pasa este foarte bună pentru Bancu. Bancu, Bancu, poziție de finalizare. Gol, gol, gol. Ce revenire la Craiova. Dinamo este în genunchi. 3-0 pentru formația lui Sordo. Semne că vrea să se oprească. Fabulos, aș zice, jurul lui Taher Bawab, două goluri și o pasă decisivă. Jucat pentru prima dată în Liga 1, în primul meci al acestui sezon, partida cu FC Botoșani din Turcu, cu un duel cu Mateiu. Reușește Mateiu să-i trimită lui Hakim. Ești acum Zlatinski pentru Băluță. Bună preluarea lui Băluță, bună și pasa pentru Bawab. Gol! 1-1. Să vedem. Să vedem dacă rămâne 1-1. Miklos Nog nu a ridicat panionul. Mingea a fost introdusă în poartă de Nuno Rocea. Oltenii se bucură. Mingea ar fi intrat în poartă și fără devierea, fără ajutorul lui Nuno Rocea. Da, cea mai mare ocazie, iată, în contul voluntariului. Craiova nu se poate lăuda cu așa ceva în această partidă. Pasă pentru Bawab. Bawab se întoarce frumos. Bawab, Bawab pentru Nuno Rocea. Bawab în careu, Bawab în fața porții. Gol! Băluță! 1-0 pentru CSU Craiova. În loc de 1-0, iată, este 0-1. Bawab, o fază de fotbal. Este fotbalist Taher Bawab atunci când vrea, atunci când pune osul la treabă. Ce fază a reușit să facă acolo în flancul drept. I-a pus mingea pe tavă lui Băluță, care a pus doar latul. Iată-l pe Bawab. Ce pentru Vătăjelu, oltenii rămân în atac. O centrare a lui Vătăjelu, resping rapidiștii până la roșu, poate fi contra giuleștenilor. Recuperează Brandan, a șutat acolo și de Mateiu. Brandan, Ferfelea, iese bine construcția. Brandan, Bawab, Bawab, întoarce, Brandan, gol! Gol! Pablo Brandan! Încântătoare fază! A dat dovadă de mult altruism la această fază Taher Bawab. Iordanianul ar fi putut să finalizeze el, l-a văzut însă pe capitanul Pablo Brandan, foarte bine poziționat. Încă o dată faza pleacă de la lui CSU Craiova cu Băluță. Băluță întoarce pentru Matson. A fost un moment în care oaspeții ar fi putut profita de faptul că în defensiva Iașului era dezordine. Acum un șut și gol! Nuno Rocea! Ce execuție are Nuno Rocea! Un șut extraordinar cu care îl surprinde pe Caparco. Nu prea avea alte variante de a continua faza, pentru că CSU Craiova nu deplasase mulți jucători în atac. Nuno Rocea ia decizia excelentă de a trage la poartă. Îl surprinde pe portarul Caparco. Iată-l pe Caparco, surprins. Potriva CFR-ului și a dat două pase de gol. Nu-i rău pentru un fundaș central. Matson cu recuperarea. Asta știe să facă cel mai bine brazilianul. Acum Nuno Rocea.
El are lângă el pe Bauab, primește acesta, Bauab caută un culoar de șut, găsește însă o pasă pentru Târnăcop. Târnăcop și gol! Craiova, Iașiul primește o lovitură de Târnăcop în minutul 78, 3-0, moment în care o mare parte din fanii veniți la stadion la această partidă se îndreaptă către ieșire, pleacă acasă fanii. Nu anunța mai nimic, Boșneag a primit gol pe colțul lung. Cât de repede a ajuns Gaz Metan, iată, o echipă ofensivă, dar care reușește și pe contraatac să aducă imediat mingea. La finalizare, o pasă printre, foarte bună, Roman n-are nevoie de preluare și șutează fără speranță pentru Boșneag. Spațiu prea mare între Adrian Popa și Raul Ciupe. Mediașul cu Urtean pe recuperare, nu mai ajunge Matei. A ieșit de pe gazon Matei cu acea alunecare, foarte aproape să se accidenteze. Bauab controlează frumos balonul, dar se cam învârte în jurul său. Bauab, cursă frumoasă a lui Bauab, o pasă pentru Astafei, gol! Gol Gaz Metan, minutul 26, un gol cu o doză de noroc foarte mare. Mai întâi Bauab a beneficiat de un carambol norocos în timpul cursei sale și Astafei, mi s-a părut că mingea l-a lovit în mână în momentul în care a încercat să reia spre poarta lui Naumovski. Nu sunt sigur, distanța este destul. Cei trei oameni ai Ciaclăului trimiși în față în speranța unui contraatac. Da, a căzut Kazan. Pleacă bine această lovitură, minge întoarsă și este gol! Gol pentru Gaz Metan, înscrie Ovidiu Hoban. Pentru, n-am văzut pentru cine, pentru Gaz Metan în orice caz, un gol meritat de formația gazdă care, iată, egalează. Iată ce înseamnă să ai centrări de calitate. Până acum jucătorii lui Gaz Metan Mediaș au avut calitate în centrări la aceste faze fixe. Olandez nu mai execută direct în careu această lovitură liberă. Jucătorii lui Gaz Metan Mediaș, Bauab reușește să obțină o aruncare de la margine. Petre Bauab din preluare reușește să intre în careu, centrarea lui Bauab, vine Avram, gol! Gol, este 2-0 pentru Gaz Metan Mediaș, minutul 31. Marchează Avram. A reușit să obțină prin planul în fața lui Răzvan Farmache, a atacat excelent Avram poarta. A fost o minge însă ajunsă cu noroc la el. A fost o deviere a unui fundaș al Sportului. Și iată, în numai câteva minute. S-a dat aici lovitură liberă la intervenția lui Brandan în duelul cu Ovidiu Hoban. Iliev respinge de lângă Bud. Taherba va pentru Cristi Bud. Cristi Bud și gol! Golgheterul gazdului din urmă cu 3 sezoane revine cu gol la Mediaș. Cristi Put face 2-0. Taher Bavab, omul acestei partide cu gol și pasă decisivă, protestează steliștii care îi